Bună ziua, dragi prieteni din pești! Haideți să vedem la pești. În dragoste, în zaruri. O bucurie, o persoană care se comportă ciudat. În casă vă merge foarte bine, aveți secrete, păstrați secrete, ascundeți ceva și acea persoană vă ascunde ceva, vă urmăriți unul pe celălalt, se întoarce această persoană, oricum vă face puțin triști, unele vrăji aveți în relație, călătorie, rezolvare, realizare. Sunteți legați sufletește de această persoană care este puțin aventurieră, aventurier el, acest, el sau ea, persoana cu care sunteți, este puțin aventurieră, văd. Haideți să vedem. Aventurieră, secrete, multă dragoste o să aveți, sunteți și prinși așa și, dar și mai multe persoane. Realizare arată acte, ceva supărare pentru aceste acte, pentru mesaje supărați. Primiți acele mesaje, bucurie. Poate să fie această persoană căsătorită, să fie fidelă acele persoane și asta să vă facă să suferiți. Apoi, toate certurile, dacă sunteți căsătoriți, arată că vă este fidelă această persoană. Că toate certurile, tot ce există, se rezolvă. Certurile, vedeți și norocul. Orice problemă aveți, de orice fel, se rezolvă. Cu fidelitate, cu bucurie, căsătorie sau, dacă sunteți căsătoriți, vă merge foarte bine. Vă va merge bine în relație. Noroc. Dacă vă întrebați fidelitate, fidelitate. Mai văd că mai aveți o persoană. Acea persoană vă vrea, dar parcă vrea ceva secret. Deci, vă vrea, vă caută, amândoi, sau aveți două persoane care vă iubesc, amândoi, dar și celălalt parcă este căsătorit și vă vrea, dar ceva în secret. Dacă vreți căsătorie, cu celălalt puteți avea. Bucurii. Parcă aveți două persoane. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.